emisiunea Copii, veniți cu noi! Bun găsit, dragi copii, la întâlnirea noastră de astăzi! Știu că voi sunteți foarte fericiți atunci când sărbătorile bat la ușă, fiindcă ele vă aduc multe bucurii. Și cum să nu fiți bine dispuși când primăvara face să strălucească nu numai pe cer soarele, ci și în inimile voastre, când vă gândiți ce mare bucurie inundă tot pământul, bucuria pe care a dus-o cu sine Mântuitorul lumii, Domnul Iisus Hristos, Cel ce a murit și a înviat în mare glorie. Vă amintiți voi, dragi copii, ce zi fericită a fost pentru poporul lui Dumnezeu când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim? Ei credeau că El este viitorul împărat, ce îi va scăpa de robia romanilor, le va aduce libertate și vor trăi liniștiți. Bucuria lor a fost atât de mare încât și-au aruncat hainele pe jos ca niște covoare pe care să calce Mesia. Au pavat drumul cu flori și ramuri strigând: Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Da, oamenii au strigat atunci crezându-l un împărat pământesc, dar ei nu știau că proslăvesc pe marele rege, pe prințul prinților și pe domnul domnilor, pe acela care stăpânește cerurile și pământul și mai ales pe cel care poate fi împăratul celui mai mare univers, inima ta. Da, copii, intrarea Domnului în Ierusalim înseamnă pentru noi în fiecare an sărbătoarea floriilor. Și ce frumos este ca toți cei ce poartă acest nume să spună: închinăm și noi gândurile și ființele noastre ca niște flori Domnului Iisus Hristos. Frumoase flori de florii! Haideți să cântăm! Copiii au spus... Bolana? No! Gândește-te! Copiii au spus... Suzana? No! Copii, hai să-l ajutăm! Copiii au spus ce? Osana! Copiii au spus Osana! Bărbații au spus Osana! Femeile au spus Osana! O regea lui Israel! Copiii au spus Osana! Bărbații au spus Osana! Femeile au spus Osana! O regea lui Israel! Binecuvântat fie acel ce vine în numele Domnului. Binecuvântat fie acel ce vine în numele Domnului. Copiii au spus Osana, bărbații au spus Osana, femeile au spus Osana, o regea lui Israel. Binecuvântat fie acel ce vine în numele Domnului. Binecuvântat fie acel ce vine în numele Domnului. Copilași au spus Osana, și bătrânii au spus Osana, tot poporul a spus Osana, o regea lui Israel. Copilași au spus Osana, și bătrânii au spus Osana, tot poporul a spus Osana, o regea lui Israel, o regea lui Israel. Dragi copii, aș vrea să vă spun că atunci, în ziua când Domnul a intrat în Ierusalim, nu erau mașini, avioane sau rachete, așa că El, Mântuitorul,
a ales să meargă pe cel mai disprețuit animal, pe măgăruș. Putea alege un cal mare și frumos împodobit, dar Domnul a vrut să ne arate că întotdeauna trebuie să fim umili, smeriți. Nici chiar de a ajunge președinți să nu ni se pară că suntem cineva, fiindcă numai Dumnezeu este atotputernic și chiar așa o mare cum ai fi, mâine poți ajunge cerșetor sau poți muri. Despre caracterele oamenilor care pot semăna foarte mult cu cele ale personajelor din ceea ce veți afla în continuare, ascultați cu atenție și luați bine seama cum trebuie să fiți. Într-o țară îndepărtată, într-o vreme pe care și bătrânii au uitat-o de mult, s-a întâmplat odată să izbucnească un mare război între cai și măgari. Aceștia, stând împreună la o masă de tratative, n-au putut ajunge la niciun rezultat în ceea ce privește faptul care din ei să aibă întâietatea și deci puterea. S-au certat ei mai întâi în cuvinte. Caii pretindeau că ei sunt clasa aristocratică, rasa nobilă prin naștere, că în vinele lor curge sânge pur. De asemenea, ei sunt folosiți în curse, alergări. Nici o paradă nu se organizează fără ei. Și ce s-ar face un război fără cai, fără cavalerie? Pe de altă parte, măgarii se simteau profund nedreptățiți să fie tratați mereu ca niște rude sărace sau doar ca niște slugi. Ei nu se puteau lăuda cu medalii de la curse sau cu o ținută la fel de nobilă cu a dușmanilor lor, dar nici nu se puteau lăsa înjosiți tocmai de către niște cai. Așa cum cai erau buni la alergări, așa măgarii erau specialiști în căratul poverilor mari și grele. Și, la drept vorbind, nu numai măgarii aveau stăpâni, ci și caii. Măgarii, de altfel, nici nu pretindeau întâietate, ci doar egalitate cu rudele lor caii. Aceștia însă nici nu doreau să audă de ideea de egalitate, așa că cearta lor luă proporțiile unui adevărat război. Se luptară și se hărțuiră multă vreme, neputându-se hotărâ cine-i câștigătorul, până într-o zi când cailor le veni ideea să cumpere niște desaci de povară, așa cum obișnuiau să poarte măgarii și să-i umple cu pietre. Noaptea se strecurară în grajdul măgarilor și atârnară desagii grei în spatele sărmanilor măgari. Prin aceasta, caii nădăjduiau că măgarilor li se va tăia pofta de război și de egalitate odată pentru totdeauna. Dimineața, cu spinările arcuite sub poverile grele, măgarii părăsiră gânditor grajdul ce i-a depostise peste noapte. Un mare oraș se zărea la orizont, așa că porniră spre el, nădăjduind că acolo vor găsi scăpare. Soarele arunca săgeți dogoritoare, înfierbântând capetele tristele măgarilor. Și roaie de sudoare, amestecate cu praful drumului, se scurgeau de pe spinările lor îngreuiate. Pe măsură ce căldura soarelui creștea, imaginea orașului eliberator părea tot mai îndepărtată. Ajunși la un izvor, unde își potoliră setea chinuitoare, măgarii se întâlniră cu un drumeț. Acesta le cunoștea necazul pe care l-aveau cu caii și dorea să-i ajute, să-i scape de poveri. El tocmai își construia o casă, așa că avea nevoie de toate pietrele pe care măgarii le purtau în spate. Acasă la om, desăgile fură golite, iar ei se ospătară regește la o iesle plină cu ovăz. După ce se odihniră, omul nostru le umplu de săgile pline cu ovăz și le ură drum bun. Spre seară, au sosit la grajdi cu desăgile pline. Caii, care aflaseră că măgarii au scăpat de pietre, când i-au văzut venind din nou împovărați, au găsit cu cale să le reamintească originea lor umilă și să râdă de mania lor de a căra bagaje.
Măgarii însă, fericiți că au scăpat de poverile pietrelor, și-au amintit zicala: vrei calul ovăz? Și s-au gândit să o aplice dușmanilor lor, așa că toată truda cailor de-a înjosi se prăbuși în fața încăpățânării măgarilor de a le răsplăti răul cu bine. Noaptea, cu desăgile pline de ovăz, măgarii s-au strecurat în grajdul cailor și-au golit ovăzul în ieslea dușmanilor lor. A doua zi se făcu pace între cele două neamuri. Caii trecură rușinați la masa de tratative, recunoscând egalitatea lor cu măgarii. Iar de atunci merge un obicei, ca ori de câte ori e încoronat un rege al păcii, al iertării, să intre în cetate călare nu pe un cal, ci pe un măgăruș. Războiul a trecut, așa că năstrușnicul măgăruș Samsi a devenit cel mai bun prieten al căluțului Bamsi. Să ascultăm împreună cu Bamsi ce i s-a întâmplat măgărușului Samsi într-o primăvară de acum 2000 de ani. Soarele își trimise ultima rază care pătrunse prin ușa deschisă a grajdului ca o speranță, mângâind creștetul căluțului Bamsi. Un miros de iarbă proaspătă îi înfiora nările. Două lacrimi, ca niște mărcele de sticlă, se desprinseră dintre ploapele strânse cu tristețe, întinzând pâraie umede de-a lungul botișorului lung și catifelat. Un roi de muște se năpusti asupra lor, încununând tristețea cu o notă dureroasă. Ce păcat! Ați mai uitat legat la ieslă! Ah, ce bine de prietenul meu Samsi măgărușul! El a putut zburda toată ziua prin iarbă, după fluturi, după flori. A simțit că e primăvară, pe când eu îi pasă cuiva de mine. Mă mir că el, un biet măgăruș, are așa succes, iar eu, un căluț cu stea în frunte, sunt părăsit aici. Doar nesuferitele astea de muște ce mă mai vizitează. Absorbit de aceste gânduri, nici nu băgase de seamă că plasa neagră a nopții cuprinsese toată firea, lăsând zbârlonțate de înaltul cerului doar câteva felinare stelare. Privi luna și păru că îi zâmbește cu bunăvoință, chiar cu înțelegere. Auzi afară pași, tropăi de copite și recunoscu glasul stăpânului său. Deodată, ușa grajdului se izbi de perete și intră Samsi. Văzând că prietenul său nu-l salută, căluțul Bamsi socoti că nu e niciun rău dacă o face el primul. Oricum, abia aștepta să-i vorbească. Ardea de nerăbdare să afle cum s-a distrat prietenul său, așa că zise: Bună, Samsi, fericitule! Ce faci? Unde ai întârziat atâta? Dacă ai ști ce dor mi-a fost să mă joc cu cineva, azi toată ziua ți-am simțit lipsa. Samsi, care intrase părând că nici nu a observat prezența prietenului său, la auzul vorbelor lui binevoitoare își scutură nervos pielea spinării și spuse: Ce te tot zbengui aici în fața mea? Te crezi cumva mai bun pentru că ești cal? Tu, de fapt, ar trebui să stai în genunchi în fața mea, nu să faci așa pe grozavul și să dai din copite. Dacă nu vrei să-mi arăți respectul cuvenit, atunci să știi că nici nu mai vorbesc cu tine. Dar ce s-a întâmplat cu tine, Samsi? Nu te mai recunosc. Tu chiar nu-ți dai seama cât mă bucur că ai venit acasă. Abia aștept să-mi povestești cum a fost, pe unde ai umblat, pe cine ai cunoscut. Am fost atât de singur și de trist azi și tu, prietenul meu, ești pus pe ceartă. Îmbunat oarecum de vorbele lui Bamsi, spuse mai domol: Ei, potolește-te! Am făcut azi cea mai mare descoperire! Nu mai spune, arde nerăbdare să o afli. Află că sunt cel mai important măgar din Israel! Cum? De unde știi? Închipuieți! Azi, în drum spre Ierusalim, toți oamenii puneau haine, ramuri de finic să calc peste ele. Ce mai? Un covor regesc! Știi tu, eu am urechi lungi, unii-mi spun urecheatul. Poate nu-ți vine să crezi ce-mi strigau și să știi că am auzit bine. Osana, fiul lui David, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Așa că
Dar cum aștept să primesc o iesle de aur? Să-mi aducă numai lăptuci la masă, cât un suc, ba chiar și bomboane. Ia, drept să-ți spun, numai o problemă am, dar cred că împreună vom rezolva. Știi că orice rege poartă o coroană de aur. Eu mă tem că nu o să o știu purta, iarăși urechile astea nesuferite. Îți dai seama că, pusă între ele, coroana va părea mică și neînsemnată, având în vedere lungimea urechilor, iar făcut așa de lungă ca urechile mele, la prima mișcare va cădea. Având însă în vedere toate celelalte avantaje, cred că pot să trec peste acest mic dezavantaj, mai ales că n-am văzut niciun rege purtându-și coroana în fiecare zi. Deci, bucură-te, Bamsi, cu așa prieten, adică rege, nici tu nu o să duci lipsă. Ascultându-și prietenul cu atenție, Bamsi îi spuse: ești foarte entuziasmat, Samsi, dar spune-mi, pe tatăl tău l-a chemat David? Nu, dar poate pe vreun bunic de-al meu, mai știi? Ei, în orice caz m-au primit regește. Ce mai, sunt chiar rege, iar tu ești prietenul regelui Samsi. Ia! În acest moment, Samsi, observându-și mama care moțăia obosită într-un colț mai întunecos al grajdului, zise: mama, dumneata ești de acum regina mamă. De mâine vom avea palatul nostru. Poți fi mândră de fiul tău. Ciulind urechile, mama îi vorbi cu blândețe: în adevăr, fiule, tu ai avut azi cea mai mare cinste din tot neamul nostru măgăresc. Dar să știi un lucru, cinstea pe care crezi că ai primit-o nu a fost pentru tine, ci pentru cel pe care l-ai dus în spinare. Dar pe cine a dus? Pe Iisus din Nazaret. Îți mai amintești de el, nu? Sigur, crezi că aș mai putea să-l uit după ce l-am văzut deschizându-i ochii și dându-i vedere lui Bartimeu, cercetorul lor din Ierihon. Și apoi, ieri în piață, când îl așteptam pe stăpân, i-am auzit pe mai mulți oameni vorbind despre el. Spuneau că din 2-3 pâini poate sătura câteva mii de oameni, că poate vindeca orice boală, ba chiar a făcut și câteva învieri. Am mirosit eu că pregătesc ei ceva, mai ales când am auzit că vine de paș la Ierusalim. Cine știe, poate s-au gândit să-l facă împărat. Acum îmi amintesc ceea ce mi-a povestit Samson, bunicul tău din Betleem, despre acest Iisus. Printr-o întâmplare, Iisus s-a născut chiar în staulul unde era bunicul tău. El își amintea cum în noaptea aceea au venit niște păstori care i s-au închinat, fiind vestiți de îngeri că pruncul era Mesia, Mântuitorul. Apoi au venit și niște magi dintr-o țară îndepărtată, din răsărit, care i-au adus aur, smirnă și tămâie. Ei au spus că au fost înștiințați printr-o stea, că s-a născut noul împărat al lui Israel și au venit să-l cinstească. Apoi, o prietenă mi-a povestit că în timp ce ea păștea pe malul Iordanului, Iisus a venit la Ioan ca să fie botezat. În acel moment s-a auzit un glas ca de tunet care spunea despre el că este Fiul lui Dumnezeu, iar ceva ca un porumbel s-a coborât din cer peste el. Și câte n-am mai auzit despre el! Unii îl vorbesc de bine, alții vor să-l omoare, măcar că n-a făcut rău nimănui. Dacă a venit acum la Ierusalim, să știți că va fi un paște cum n-a mai fost altul. După primirea pe care i-au făcut-o astăzi, ne putem aștepta la lucruri mari. De fapt, e din neamul împăratului David și ei știu din cărțile sfinte că din această seminție are să vină Mesia, eliberatorul lui Israel. De aceea nu-i de mirare că l-au primit ca pe un împărat. Evreii sunt destul de necăjiți și apăsați de stăpânirea romană. Acum, ei cred că dacă Iisus ar accepta să fie împăratul lor, el i-ar elibera de romani și i-ar întemeia o nouă împărăție a lui Israel. Îmi pare rău că n-am știut mai de mult aceste lucruri despre el. Părea cam trist, mai ales când se uita spre Ierusalim, marea cetate. Cred că l-am întristat și eu când dădeam din cap cu mulțumire și pășeam mândru. Eram convins că pentru mine era cinstea regească. Îmi pare rău că nu l-am onorat ca rege, dar sper că o să mă ierte. Am văzut că avea o privire așa de bună și de blândă. Și oricum, unui mare rege îi face plăcere să-și ierte supușii, nu? Când glasul lui se stinse în liniștea nopții, fiecare se ghemui cât mai comod în așternutul de paie.
Samsi a dormit fericit chiar dacă n-a ajuns rege, bucurându-se că l-a putut servi pe rege. Iar Bamsi, plutind pe aripile visului, deveni el, cel de care domnul avea trebuință mâine. Ei, dragii mei prieteni, ce părere aveți voi de măgărușul îngâmpat, care s-a crezut cineva deși era un locuitor al grajdiului? Ce ziceți? Nu vi se întâmplă și vouă în viață să vă credeți ce nu sunteți? Să vă lăudați cu lucruri pe care, dacă nu vi le dădea Dumnezeu, nu le-ați fi avut niciodată. Atenție mare la cine vă credeți! Dacă măgărușul care l-a purtat în spinare pe Mesia ar fi spus: "Vai, ce mare cinste și onoare mi s-a dat mie, cel mai disprețuit dintre dobitoace, să port pe Fiul lui Dumnezeu. Nu mă simt vrednic de așa onoare, cât de fericit sunt că am suferit povara greutății celui mai mare împărat al lumii. Cât de neînsemnat sunt și Dumnezeu s-a folosit de mine." Dacă măgarul ar fi spus așa, poate ar fi fost mai apreciat. Dar așa s-a cam făcut de rușine și a fost un mare caragios. Este foarte bine, dragi copii, să învățăm din toate lucrurile și din toate situațiile cum să ne comportăm și care să ne fie atitudinea în fața oamenilor și mai ales în fața lui Dumnezeu. De a-i cunoaște și tu darul ce ți-a fost dat de Dumnezeu, îngenunchiat în fața crucii, ai spune: "Nu sunt vrednic eu, nu-s vrednic de a ta iubire, eu sunt un mare păcătos, dar tu mi-ai dăruit iertare prin crucea lui Iisus Hristos. Cu lacrimi tu i-ai mulțumi pentru iubire și iertare și fericit te-ai bucura de darul fără asemănare." Trei pași pot să te ducă de vrei la Dumnezeu. Sunt mulți ce i-au făcut și tu poți, nu e greu. Primul e să cunoști dragostea sa de tată, ce în Fiul său pe cruce întregii lumi e dată. Al doilea, să crezi dragostea sa divină, ce prin Iisus Hristos îți iartă întreaga vină. Al treilea, ascultarea, rămânerea în cuvânt. Făcând acești trei pași, vei fi cu el oricând. Nu trebuie să aștept, nu trebuie să aștept, să crezi mai mult, să crezi mai mult. Iisus mă vrea cum sunt, Iisus mă vrea cum sunt, în lucru sfânt, în lucru sfânt. Chiar dacă sunt micuț, chiar dacă sunt micuț, pot să vestesc, pot să vestesc pe viața ce în Iisus o găsesc. Mi-a dat loc să văd, o urechi să ascult și-o gură să vorbesc, să văd ce-a creat, să aud vocea sa, să vă mereu alăuda. O nas să miros, o lipă să gust și-o minte. Despre dragoste, despre dragoste, poți să spui oricui, poți să spui oricui. Iisus poate ierta, Iisus poate ierta viața oricui, viața oricui. Nu ești prea micuț, nu ești prea micuț, ca să-l vestești, ca să-l vestești. Iisus te poate folosi cum ești.
Dragi copii, sărbătoarea floriilor a intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, aș dori să vă rămână în viață ca o punte pe care aveți de trecut în fiecare zi. Cum vă treziți din somn și până adormiți din nou, gândiți-vă că poate Dumnezeu vrea să vă folosească și dacă faceți ceva pentru El, nu uitați că nu vouă vi se cuvine onoare, ci Domnului, Împăratul Lumii, Cel care v-a făcut cinstea să-L slujiți. Cu acest gând ne despărțim și ne vom pregăti pentru o sărbătoare și mai mare, sărbătoarea victoriei depline, învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Dar despre aceasta vom vorbi data viitoare. La revedere, dragi copii, fiți binecuvântați! Ați ascultat emisiunea